Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire Legal Soft Skills. Astăzi avem o temă interesantă, cum avem noi de obicei și cred că foarte actuală pentru toată lumea și în special pentru noi juriștii, cum să gândim sănătos. Și ca să discutăm o temă atât de complicată, ne-am gândit să invităm un specialist în acest domeniu. Este vorba despre Mihail Stănescu. De formație, el este psiholog și antropolog. Face coaching de foarte mulți ani. Ceea ce îl recomandă este faptul că a implementat foarte multe proiecte în numeroase organizații și din domeniul public și din domeniul privat. A dus la creșterea acestor organizații folosind instrumente de management și comunicare. De 2 ori a fost ales coachul anului, în 2007 și în 2013, iar proiectele sale nu s-au limitat doar la spațiul românesc, pentru că este vorba de organizații din sud-estul Europei și în general și din Uniunea Europeană în general. Pe profesorul Copoierul știți deja și din alte întâlniri, este unul dintre specialiștii noștri în etică, un vechi colaborator, a colaborat la redactarea ghidului de bune practici între profesiile juridice de la Cluj, primul ghid de bune practici, și este un om potrivit să participe alături de mine, punând întrebări invitatului nostru, care este noul membru al echipei noastre, despre cum să gândim sănătos. Acum, sigur că am încercat să întrebăm colegi din diverse profesii juridice la ce se gândesc atunci când aud despre gândire sănătoasă și dacă au teme să ne propună. Îi rog în continuare, în cursul emisiunii, să ne pună întrebări, să ne facă sugestii, să ne dea exemple concrete pe care cred că le-am putea rezolva prin acest dialog. Și în continuare las pe Mihai să ne prezinte cum crede el că ar trebui abordată această problemă, pentru că sigur că poate ca și alte probleme, dar poate chiar mai mult de atât, cum să gândim sănătos poate fi abordat din foarte multe unghiuri. Ce înseamnă să gândești sănătos, apropo de pe abordare pe pozitiv, ce cu siguranță nu înseamnă o gândire pozitivă, gândire sănătoasă, sau poate un alt mod de gândire în funcție de logica în care ne situăm și de cultura în care ne situăm, că noi cumva, eu inclusiv recunosc, suntem cumva chitiți pe o structură și o metodologie. Eu mărturisesc că chiar am avut nevoie în pregătirea acestei întâlniri și am spus lui Mihai, te rog să-mi spui despre ce vrei să vorbești, care sunt temele principale, cam la ce te-ai gândit, pentru că este felul nostru de juriști de a fi extrem de mult, de a trăi extrem de mult în minte. Și sigur că este o altă posibilă și o altă abordare, poate mai relaxată, specifică poate unui alt spirit oriental, din care puțin am gustat și eu, pentru că știți că am un apetit spre budism și yoga, dar care încă n-a reușit să mă domine atât de mult încât să-mi înlăture anxietățile de jurist care are nevoie de structură. Așadar, Mihai, ai toată libertatea să abordezi, să ne vorbești despre această temă. Cum crezi tu că este mai bine și mai simplu pentru noi să înțelegem? Bine ai venit! Mulțumesc, mulțumesc, Andreea. Bună seara tuturor! Am ales într-o joacă titlul ăsta. Ne-am jucat un pic cu titlul pentru că din câte am înțeles, ultimul om care a fost invitat sau ați vorbit cu ultimul om despre cum să trăiești sănătos. Și mi s-a părut foarte interesant să zic, ok, bun, dacă trăim sănătos, înseamnă că putem să și gândim sănătos. N-a fost mai mult de atât. De la început vă spun că nu sunt adeptul unui model, adică nu o să pot să vă spun cum e drept și cum nu e drept să gândesc sănătos. În schimb, cred despre mine că sunt un practician în coaching și mentoring și în ultima vreme și în conducere non-executivă, adică și advisory, dar și, mă rog, fiind în non-executiv în câteva companii și într-un ONG foarte mare global. Și am observat, una dintre distracțiile mele este să văd cum gândesc oamenii, adică să le urmăresc
procesul prin care mintea reușește, și asta e o definiție foarte frumoasă, reușește să intre în inimă sau nu. Pentru că eu cred că un om matur este omul care a reușit să-și scufunde mintea în inimă. Bun. Aș începe cu voia... Da, scuză-mă, știi ce mi-am amintit acum, că nimic nu este întâmplător? Mi-am luat un instrument, nu vreau să fac reclamă nimănui, dar chiar m-am gândit că e foarte important să existe o coerență între mine și între minte și inimă, și chiar sunt instrumente care măsoară această coerență, pentru că într-adevăr, probabil adevărata cunoaștere este și din emoție. Da, eu cred, eu sunt, na, cu părere de rău, dar eu sunt european sade, adică mă bazez pe cultura veche greacă și pe adăugirile romane și creștine și așa. Nu știu cum să, adică nu știu dacă se poate tehnologiza. Eu încercam să folosesc o metaforă foarte veche și aici domnul profesor poate să ne ajute cumva, probabil. Da, vreau să încep, cum zice Andreea, vreau să încep din colțul celălalt. Adică vreau să încep din est, estul apropiat, estul familiar. Eu de obicei când vorbesc în seminariile pe care le facem online, mă rog, mai acum ceva vreme offline, în ultima vreme numai online, spun câte o poveste. Și o poveste cu un singur personaj, care e un personaj favorit de-al meu, este Nastratin. Ați auzit de Nastratin? Și povestea pentru seara asta, am decis să nu risc foarte mult, am ales o poveste clasică. Și povestea este Nastratin, nu știu dacă cred că știți că el a fost mare sfătuitor al padișahului și așa, dar ce în lunga sa viață a fost de câteva ori dat afară, adică nu, pentru că se ținea de șotii tot timpul și a oscilat între a fi foarte influent și foarte bogat și foarte sărac. Și într-o perioadă de asta de sărăcie, Nastratin stătea pe poarta de sud a orașului și scuipa de sus de acolo, scuipa trecători cu semințe, coși de semințe, vă imaginați așa. Și îl vede pe marele vizir venând pe strada principală către ieșirea pe poartă, însoțit de o mare armată de călăreți, cu elefanți, cu așa, arcași. Și marele vizir îl vede și strigă să-i dea binecuvântarea, Hogea, omul sfânt. Hogea zice, înainte să-ți dau binecuvântarea, mare vizir, zice, aș vrea să te întreb unde vă duceți. Și marele vizir spune, păi mergem în Samarcand să îi cucerim, să-i bate. Și Nastratin zice, bine, atunci nu pot să vă dau binecuvântarea. Cum? Nu cred că o să reușiți. Cum să nu reușim? Că uite, avem floarea cea vestită aici, cea mai bună armată posibilă. Avem și mercenari, avem și niște focuri de-astea chinezești. Avem, zice, nu, nu o să reușiți. Sigur. Păi cum, Hogea Nastratin, cum să zici așa ceva? Uite, avem cei mai frumoși și mai puternici elefanți. Zice, sigur, nu o să reușiți. Și la capătul răbdării, urmărul vizir îl întreabă, dar pe ce te bazezi? Eterna întrebare, dacă o mai țineți minte din anii 90. Pe ce vă bazați? Pe ce te bazezi? Și Nastratin ridică din numele așa, scuipă o sămință, zice, păi, Samarcandul este în est și voi ieșiți pe poarta de sud. Deci nu o să ajungeți niciodată acolo. Asta nu pot să vă dau binecuvântarea de reușită. Așa se întâmplă cu majoritatea oamenilor cu care lucrez. În principal sunt ceea ce se numește lideri de organizație, adică oameni cu mare responsabilitate de decizie și de așa, în organizații de mai multe tipuri, de mai multe industrii, așa, și nu numai organizații comerciale. Da? Și aș, dincolo de povestea asta care sper că v-a încântat, aș structura ideea asta de gândit sănătos ca pe trei etaje așa, încercând să fac o profilaxie cumva, sper amuzantă, sper să vă simțiți bine, pentru că, repet, inima își are rolul ei în gândirea asta sănătoasă, adică emoțiile și ce spune Andreea. Și aș începe, primul etaj este ceea ce numim disonanță cognitivă, adică în momentul în care avem două gânduri în capul nostru, este extrem de valid, nu știu dacă știți. Deci avem toți minți foarte valide, foarte bine puse la punct. Cel puțin din punct de vedere psihologic. Mă rog, cum sunt ele din alte puncte de vedere profesional, deontologic, e altă poveste. Dar din punct de vedere psihologic,
Suntem foarte buni cu toții. Da? E, în 1989 a murit Festing, marele Festinger, psiholog Festinger, care a vorbit despre disonanțele astea cognitive și ne-a lăsat niște glume extraordinare pe care le-a făcut în timpul vieții. Cea mai celebră dintre ele, vă spun așa, chiar dacă o știți, este că a vrut să-și testeze această teorie cu cele două gânduri, cel puțin două sau două credințe care intră în conflict și rezolvările amuzante pe care le găsim noi oamenii. Și a intrat împreună cu un coleg, psiholog, a intrat într-o sectă. A intrat într-o sectă, secta aia care era făcută de o doamnă al cărui soț nu era sectar. Și propovăduia că în 57, parcă la sfârșit, pe la sfârșitul anului așa, vin niște mari nave extraterestre și ne iau pe ăștia care sunt membri din sectă, clasic, un scenariu clasic, și salvează că pământul va fi distrus și așa mai departe. Și ăștia s-au infiltrat în sectă, au început să culeagă aceste gânduri complet iraționale, da? Și au observat cum majoritatea sectanților își vindeau toate bunurile când se apropia momentul coborârii, hai să zic așa. Și atunci au făcut un pariu și pariul a fost cei care și-au vândut toate bunurile după marea, evidenta mare dezamăgire că nu vine nimeni să ia pe nimeni, o să-și întărească credința. Cei care nu și-au vândut toate bunurile s-au abandonat de secta. Și bineînțeles că așa a fost. De ce? Din simplu motiv că coerența internă, spune a oamenilor, spune că singura soluție acestei mari disonanțe, da? E o poveste, devine și mai amuzantă, pentru că se așteptau pe la 4 dimineața să coboare navele astea, nu știu cum și-au calculat. Da? Și la 4 și 25 nu se întâmplase nimic. Și cea care conducea secta a avut o nouă revelație care spunea că datorită faptului că noi existăm ca sectă, pământul mai are de trăit ceva vreme, dar noi trebuie să ne rugăm în continuare. E, dacă locuim secta cu credințele noastre profesionale, atenție, credințe, da? Nu idei, nu raționamente, credințe. Adică niște lucruri foarte angajate emoțional, foarte prinse așa. O să vedeți că suntem foarte aproape de ce distracție făcea Festinger și colegii colegului așa până anii 50. Și nici nu avem vreo șansă să plecăm foarte repede de acolo. Ca și al doilea exemplu, un exemplu circular aș da, așa, de disonanță cognitivă, și asta fiind cumva prima cameră. Înainte de asta vă rugăm, din suflet vă rugăm să puneți întrebări dacă sau să, dacă aveți nevoie de un pic de ajutor în anumite situații, să le scrieți în comentarii, ori aici, ori aici, adică pe Facebook, ori pe YouTube, nu contează, noi le primim. Îndelungata mea carieră de coach, îndelungată zic pentru că am fost, cred că, primul în România, am 20 de ani de profesional făcut, bătut în același punct așa. Am făcut un singur lucru, până mi-a venit ideea să mai fac și altceva. Și foarte practic. Majoritatea clienților din, hai să zicem, ultima jumătate a acestei perioade vin, oameni care conduc organizații și așa, vin și îmi cer, dom'le, avem nevoie de asistența dumneavoastră, trebuie să reparăm o chestie sau trebuie să evoluăm la următorul nivel, mă rog, niște fraze de genul ăsta. Dar ce mă distrează pe mine foarte tare este că întotdeauna, fără excepție, aud aceeași frază presărată cumva în această cerere, în discurs. Fraza este, e o propoziție simplă, scuze, nu e o frază. Zice domnul Stănescu, la noi știu că aveți foarte multă experiență, dar la noi e altfel. Deci la noi e chiar o situație specială. Da? La început, când am auzit prima oară, am intrat așa un pic în anxietate. Opa, stai să vezi că e o situație specială. Da? Ne detectând pe Festinger în spatele, da? Făcea desene în spatele conversațiilor noastre. Și am reacționat că atât nu-i, domnule, nicio situație specială. Trebuie să, într-adevăr, e nevoie de un pic de disciplină, de un pic de antrenament. Na, așa, să face cu managerii, cu oamenii responsabili, cu oamenii cheie din companie și din instituții și așa mai departe. Înainte să înțeleg că sunt două lucruri aici. Și dacă vreți, practica mea întreagă se coordonează pe aceste două lucruri. Unul este, ca să gândești sănătos, trebuie să ai recunoaștere, parte de recunoaștere.
Și nu recunoaștere pe un statut, vorbesc de recunoașterea asta umană. Da? Adică mușchiul, ca să se miște, trebuie exersat și încărcat cumva. În cazul acestei fraze recurente pe care o tot aud și n-am terminat sau o aud și în alte țări, nu are legătură cu cultura noastră balcană. Nu, nu. Și în Germania am auzit-o și la Londra am auzit-o. Da? La noi e o chestie specială. Da. Așa, e o nevoie de recunoaștere. Unul la mână. Și doi la mână, întrebarea se naște întrebarea, domnule, de ce n-ați rezolvat-o, domnule? Dacă e o chestie atât de banală, de ce n-ați rezolvat? Și aici intervin cu o tehnicalitate, dacă vreți, din practică. De obicei le spun oamenilor că modul în care își definez problema e problema. Adică modul în care își scriu, își gândesc problema astfel încât devine de netrecut, aia e problema. Modul ăla. Da? Cu sau fără disonanțe cognitive, cu sau fără disonanță, să vedem următoarele tip de disonanțe, mă rog, dificultăți non-sistemice și așa mai departe. Da. Uite, când ai zis la noi e altfel, asta e clar, întotdeauna se întâmplă și noi avem și strategie de comunicare acum pe rol să o adoptăm și într-adevăr asta e prima chestiune, noi la noi e altfel. Dar de fapt aia sunt specialiști în comunicare, vorba ta, sunt niște tipare care pot să se, sigur că pot, se pot mula până la urmă aproape pe orice organizație. Asta nu înseamnă că nu avem un specific, dar ceea ce este important în comunicare este același lucru pentru toată lumea. E foarte greu să acceptăm și practic când spui, stai că noi suntem mai special, prima chestiune este că e o rezistență la schimbare. Deci tu ești cel care zice, eu am nevoie de o schimbare, dar pe de altă parte spui, a, dar ce spui tu nu chiar se aplică, că eu sunt mai special așa, eu sunt un caz dificil. Și aici cred că deja e o gândire, pentru că în momentul în care ți-ai pus eticheta, eu sunt un caz dificil, fie individual, fie organizațional, deja modul de punere a problemei îți creează dificultăți în rezolvare. Adică, din moment ce spui asta, mi-arăți clar unde te-ai blocat. În schimbarea asta, care schimbarea naturală, totul se schimbă până la urmă. Adică, na, inclusiv structurile foarte bine desenate, suferă mici adaptări, structuri care durează de sute de ani, adică cunoaștem foarte bine, sunt niște structuri și cognitive și care durează de mii și zeci de mii de ani. Nu, alea se schimbă, dar se schimbă foarte încet. Structuri instituționale, iarăși, se schimbă și ele. În fiecare zi se schimbă. Că n-au cum să nu rămână. Asta e, dacă vreți, prima caracteristică pozitivă în gândiri sănătos, e să-ți dai seama că totul se transformă, totul e în schimbare, fără ca asta să creeze un sentiment de nesiguranță. E normal să schimbe. Adică, ce vrei, să rămâne la fel? Există o altă disonanță cognitivă care e extrem de amuzantă. Dacă vreți să faceți o observație în familie sau între apropiați, să vedeți cum oamenii se raportează cu memoria la ceea ce sunt în prezent. Ce încerc să spun este că ei, toți ne imaginăm că am fost acum 20 de ani exact cum suntem acum. Deci memoria are capacitatea asta să ne păcălească, să ne zică, domne, eu eram bun de mic. Adică de mic am reușit să nu știu ce. Și asta creează un fel de consistență, o coerență cumva, care este foarte sănătoasă cumva, dar creează și efecte de-astea amuzante. Da? Dar nu-ți mai aduce aminte. Unul dintre cele mai dure efecte este un anumit tip de oameni care calcă pe capete, adică nu-ți mai aduc aminte cine i-a ajutat să crească profesional. Da? E o caracteristică de leadership, se numește inimă împietrită. Dar nu mai știu, nu mai au ajuns acolo, gata, nu mai știu cu mentorilor, cu nu știu ce, nu mai. Am întâlnit destul de mulți oameni, așa, și îmi pare rău pentru ei, în primul rând. Dar poate aici, apropo de credințe sau de felul în care gândim, sau e vorba poate de felul în care ne apreciem, știi, că poate. Eu am avut o discuție cu profesorul meu cel mai drag, care este și mentorul meu.
și care se plângea că ajuta foarte mulți oameni și că unii de fapt ulterior i-au făcut foarte mult rău. Și i-am zis, dar poate pe unii meritau ajutați, alții nu meritau ajutați. Și din experiența personală cu ea știu că fix aia care nu meritau ajutați sunt cei care de obicei uită cine i-a ajutat. Pentru că cumva, nu știu dacă e o disonanță cognitivă sau nu, pentru specialistul, dar cumva, deși știi că ai nevoie de ajutor, refuzi să accepți că de-aia ai ajuns undeva, fiindcă ai fost ajutat și îți place să crezi că tu ești suficient de capabil să ajungi oriunde dorești, fără a fi. Și ceilalți, dar au fost cumva o coincidență, adică n-au făcut decât să vină în întâmpinarea ta, dar tu le meritai astea. Și repet, sunt fix aceia care poate merită cel mai puțin, pentru că cel care merită de obicei are și zona asta de recunoștință. Că cred că competența de foarte multe ori este însoțită și de emoții înalte. Știu, o să spui că poate nu e așa, sunt și cu asta de acord. Nu e obligatoriu. Dragă Andreea, nu o să mă las târât într-o zonă de judecăți de valoare. Eu tot încerc. Da, da. Și de asta e foarte, foarte productiv în discuțiile noastre, cumva. Da? Da, până la urmă, sigur, ce vorbim? Adică domnul profesor a ajutat din ce postură? Există un mecanism al acestui ajutor sau nu? Există ceva formalizat care să-l protejeze și pe dânsul sau l-a lăsat cu inima deschisă? Prin acest ajutor, adică sunt tot felul de întrebări aici care eu apelez, vă dau o soluție așa, foarte la concret, pe care am învățat-o într-o abație franciscană lângă Strasburg când eram student. Făceam niște cursuri de formare acolo și abatele zicea, domne, îl întrebam, cum ai atâta timp, că era un om foarte activ. Cum ai atâta timp în zi să ajuți pe toată lumea, să te bagi în toate chestiile? Zice, păi am un mecanism foarte simplu. Zice, am așa un mecanism. Zice, eu mă uit la situații și dacă omul se ajută singur, îl ajut. Dacă nu se ajută singur, nu mă bag, zice. Mi se pare extraordinar, știi, domne? Bine, exceptând, bineînțeles, și el a pus o limită totuși, exceptând situațiile în care chiar omul nu se poate, adică, domne ferește, sunt oameni bolnavi, sunt oameni infirmi, sunt așa, adică astea care strigă în față, că evident nu se pot ajuta, în rest, noi ăștia la alți toți, putem să ne ajutăm și singuri. Și ne ajută și Dumnezeu, na, cum să zicem. Da? Asta e, dacă vreți, un modul de gândire care mie mi se pare foarte sănătos. Să te uiți dacă celălalt se ajută. Indiferent cine e celălalt. Se ajută el pe el sau ea pe ea. Da? Acum, închizând un pic poarta cu toată camera asta de disonanțe cognitive și nu știu ce, trebuie să reținem aici cel mai important lucru este să ne examinăm cumva, credințele. Da? Credințele care sunt factori de mare putere și observ cu uneori cu teamă, alteori cu amuzament, în profesia voastră, da? Cât de mult se negociază sau nu se negociază credințele. Că ideile de idei le scăpăm foarte repede, că le supunem un examen care e destul de clasic așa și ne dăm seama. Da? La fel și procedurile, la fel și nu știu. Dar credințe, eu cred că am văzut în grupurile astea de Facebook în care comunicați, eu cred, da. Da, sunt grupuri de credincioși, cum le zice. Și dacă cineva se simte lezat, îmi cer scuze, nu vreau să fiu ironic, încerc să fiu cumva, să subliniez, să arunc lumină asupra unui lucru. Sunt doar credințe, dragii mei. Nu sunt gânduri, nu sunt lanțuri raționale de argumentare. Sunt credințe. Sunt mai degrabă absență de lanțuri de argumentare. Pentru că orice lanț de argumentare care argumentează o credință, da, devine examinabil instantaneu și criticabil la fel de instantaneu, cu alte credințe. Adică, uite, ca să dau un exemplu și sper că nu se supără, n-am să dau nume, dar chiar recent discutam pe grupul nostru de bune practici cu o colegă dintr-o altă profesie și spunea, uite, voi, judecătorii, instanțele,
nu ne băgați suficient în seamă pe noi avocații care suntem partenerii voștri și care ar trebui să apărăm alături de voi în toate deciziile majore luate pe sistem judiciar. Și asta e o credință, pentru că dacă tu pui totul în cheia asta, că voi nu ne băgați în seamă, apropo de gândire sănătoasă, nesănătoasă, riscul este să-ți găsești întotdeauna exemplele care să-ți confirme credința. De fapt, cu credința că e sănătoasă, că nu e sănătoasă, venind din inconștient, cumva te duce pe drumul ăla. Apropo, est-sud, care o fi ăla, că după cum o alegi pe aia bună sau proastă, te duce pe un drum. Și tot timpul vei fi focusat să vezi exemplele care ți-o confirmă și foarte greu vei accepta un alt punct de vedere. Aici, bineînțeles, adică eu în anumite cercuri sunt cunoscut ca un om foarte dur și tăios, deși nu folosesc niciodată niciun fel de eject. Adică nu vreau să spăr pe nimeni, numai că îmi vin replici de-astea. Adică dacă cineva ar veni să-mi spună mie într-o postură profesională că tu niciodată n-ai vrut să faci ceva pentru mine, eu pot să întorc asta și vă recomand să faceți exercițiul ăsta care e foarte amuzant. Să ziceți da, așa este, dar niciodată se oprește aici. Cât să subliniați aberația care tocmai a ieșit pe gură. Da, niciodată, întotdeauna, nu, cum adică, cum măsori atâta timp? Uriaș, e ceva așa. Da, și niciodată s-a oprit. Acum suntem într-un nou timp, da? Acum, de aici încolo, suntem... asta se numește recalibrare cognitivă, să rog, da? Și se poate face chiar amuzant și chiar distractiv și Nastratin e unul dintre mari recalibrări cu spiritual și așa, ai lumii ăsta. Da. Voi profita de această pauză, Mihai, și faptul că ai terminat camera întâi din cele trei în care vrei să ne conduci și să facem o scurtă pauză publicitară conform politicii site-ului care ne găzduiește. Ne revedem în câteva minute. Bine v-am regăsit! Suntem în partea a doua a acestei întâlniri și urmează să intrăm în camera a doua împreună cu Mihai. Te rog să ne conduci mai departe. Mulțumesc. Bine am revenit toți. A doua cameră la care m-am gândit sunt niște reguli de gândire așa care ne duc către, dacă vreți, o ecologie a minții. Folosesc o expresie celebră acum. Da. Foarte simplu și cu exemple de rigoare. Da. Prima observație, dacă vorbim de oameni care conduc sau care influențează sisteme mai mult sau mai puțin largi, este cu cât împingi mai puternic, cu atât sistemul reacționează mai puternic. Da? Se numește feedback de compensare. Este o regulă a oricărei schimbări de sistem. Așa am întâlnit oameni care încearcă să îmbunătățească sistemul, să zicem, sistemul juridic din România. Și cu cât reușesc fiecare centimetru câștigat, le arată că devine din ce în ce mai greu. Da? Asta cumva îndeamnă către schimbare. Adică în momentul în care apare acest fenomen, e clar că trebuie să lași modul de funcționare, un mod de funcționare care te-a dus până aici jos și să inventezi altul. Da? Am întâlnit, de exemplu, echipe de manageri și chiar lucrez cu una acum la nivel global. S-au apucat, știți că toată lumea face transformări acum. Toată lumea, deci nu mai e cu formări, e cu transformări. Da. Transformări, e nevoie să facem tăieri de costuri, să facem nu știu ce, de salarii, de oameni, de, așa, de procese, de echipe, de nu știu ce. Și alții, sau câțiva dintre toți ăștia care fac asta pe toată lumea, s-au gândit bine, și dacă tăiem, ce facem după aia? Că rămânem așa tăiați. Hai să ne gândim un pic la o strategie mai pe termen lung, pe o perioadă mai așa, sustenabilă cumva. Și a apărut sustenabilitatea, cum a reapărut
ideea de sustenabilitate. Da? E, și au început, da, pe o hartă, un roadmap, cum zic corporatiștii, da? Un roadmap care avea sustenabilitatea băgată. Au început să încerce să schimbe sistemul în care funcționează. Și după câteva schimbări au început să sufere de sciatică, cum să zice. Da? Sunt prea multe lucruri de dus în același timp, în spate. Da? Și vorbesc de oameni care sunt extrem de inteligenți, extrem, extrem de puternici în sistemele în care funcționează, adică manageri pe Eurasia, adică oameni foarte așa sus, ne uităm în sus la ei cumva, dar care au o umilință și o aplecare, să știa seama, doamne, nu merge, adică am făcut noi planul așa, dar nu prea merge, trebuie să facem cumva niște mici modificări. Și începem să lucrăm la asta, la niște mici modificări, venind foarte simplu pe logica asta, doamne, cu cât împingi mai tare, cu atât se răspunde mai tare. Orice sistem așa funcționează. Aici ai dreptate, pot să confirm. Eu îți mărturisesc că am venit și în consiliu cu gândul că eu vreau să fac un lucru și cumva mi-am dat seama că nu asta e soluția, vorba ta, să convingi cu orice preț pe ceilalți că ceea ce spui tu este corect, ci mai degrabă să-i asculți pe ceilalți, să-ți pui punctul de vedere, să sădești sămânța, pentru că dacă e cu adevărat viabilă, ea va rodi. Și cum îmi place să spun este, dom'le, nu depinde de mine când se face primăvară, că eu degeaba plantez o sămânță iarna. Când se face primăvară, ea va rodi dacă este dat să rodească, dar dacă eu vreau acum iarna să încolțească, n-am nicio șansă. Și cred că aici greșim, că noi credem că știm cel mai bine, ne și atașăm de rezultat, îl vrem și imediat. Și atunci aici ai sursa de suferință, pentru că vorba ta se manifestă o poziție. Cu cât împingi mai puternic, cu cât dorești mai puternic și celălalt se simte presat de faptul că tu dorești să-ți impui punctul de vedere. Și într-adevăr cred că nu asta este soluția. Eu una am învățat asta în 4 ani și culmea că în momentul în care lași să plece presiunea aceea și dorința aia cu orice preț de a obține rezultatul poate vine când nu te aștepți. Și cred că toți am experimentat și ca să aduc pe tărâmul nostru pe ghidul de bune practici, cine și-ar fi imaginat că să facem un ghid de bune practici, că o să ne așezăm la aceeași masă judecători, avocați și alte profesii juridice și că vom continua dialogul. Da, când ai spus prima dată părea un avion și acum a fost adoptat de toate profesiile juridice. Sigur că e în curs de implementare și mai avem foarte mult de lucrat la comunicare, dar iată, să plantezi o sămânță nu iese de azi pe mâine, dar în câțiva ani, dacă iese, iasă, va ieși. Da, da, în aceeași ordine. Nicu vrea să zică ceva. Aș vrea numai să punctez că este o descriere foarte, foarte bună, cel puțin a sistemului de justiție, așa cum l-am cunoscut și eu. Am avut proiecte timp de 3 legislaturi ale CSM-ului și chiar am remarcat așa o ciclicitate. Începeam în forță cu foarte multe așteptări, foarte multe entuziasm, după care către sfârșitul ciclului lucrurile se calmau și chiar dădeau înapoi, nu? După, noi evoluăm în dansul acesta, un pas înainte, doi înapoi, cam asta e. După care, după o pauză, urma un nou ciclu care nu corespunde exact cu ciclurile CSM-ului, cu legislaturile CSM-ului. Cred că am putea face un grafic care un pic o altă formă, din experiența mea cel puțin. Și iarăși momente dintre acestea de rezistență, cum le numiți, descrierea este foarte bună. Sunt foarte curios ce putem face în contextul ăsta, fiindcă situația este complexă. Nu e vorba numai că cineva au fost și atitudini voluntariste din partea unora dintre liderii din justiție, e adevărat, care au forțat un pic lucrurile, probabil cu bună credință și din dorința de a face lucrurile să le împingă înainte. Dar sunt presiuni și din societate. Sunt așteptări din societate. Deci cumva sistemul nu evoluează într-un environment, să zic așa, neutru.
și este puternic, puternic impactat de, de tot felul de alte tendințe. Sunt curios cum, cum găsiți o soluție sau dacă e o soluție, cum vedeți mai departe ieșirea, să zicem, din această situație. Mulțumesc frumos, e foarte simplu, apropo, dar amândoi e foarte simplu. Un cuvânt e soluția. Și despre asta mai am o boabă, tot de sănătate, lângă boabă, care spune felul următor. Toate problemele din prezent vin din soluțiile din prezent. Fără excepție aproape, da? Dacă vine cineva, la modul concret, faceți exercițiul ăsta. La cât e nevoie un pic de, așa, de un microfon. Faceți exercițiul ăsta. Dacă vine cineva la dumneavoastră să spună, domnule, am o problemă. Gândiți-vă, faceți saltul mental, toată lumea poate să facă asta. Și gândiți-vă așa, a aplicat greșit sau incomplet o soluție, dar are o problemă. Și să vedeți cum se luminează de ziua situația. Deci asta este punctul meu de distracție maximă internă, că nu-mi permit, da? Adică non-ironică, cu inima plină, cu bucuros și așa, noi avem o serie de probleme în sistemul nostru juridic. Care sunt problemele? Și dacă le luăm la, le scriem, efectiv, dacă le scriem pe o foaie de flipchart sau pe un ecran sau pe ceva, o să vedeți că derivă marea lor majoritate din soluții care sunt non-sistemice și sunt, poate au fost implementate extraordinar de bine. Și sunt, nu sunt derivate direct proporțional sau directe, liniare. Sunt derivate secundare. Și să vedeți, cum zice rusul, una stuplenie, da? Încurcătură. Să vedeți încurcătură când derivatele secundare sistemice ale unor soluții valide se corelează în anumite secvențe. Și ai scădere de calciu cu scădere de magneziu și cu scădere de ritm cardiac, nu știu, dacă vreți aceeași imagine. Și ele se corelează într-o unitate de timp. Și nu știi ce te-a lovit. Pentru că dacă te uiți în spate, soluțiile sunt valide, încă funcționează. Nu ne gândim la... De aceea îi întreb pe oamenii cu lucrez, mai ales când lucrez în grupuri de astea de decizie și așa. Întreb, domnule, repede, repede zic, haide să facem o harta a consecințelor acestei decizii. Haideți să desenăm, să vedem unde sunt consecințele. Și întotdeauna discuția se blochează într-un mod foarte amuzant pentru toată lumea când zic, ok, astea sunt consecințele, după ce se chinuie oamenii săraci și așa, și zic, astea sunt consecințele de ordinul 1, hai să trecem la consecințele de ordinul 2. Și se blochează toată lumea pentru că devine un exercițiu absolut nebunesc așa de făcut până la sfârșitul vieții. Da, sunt atât de multe și atât de complexe aceste consecințe încât mă întorc. Uitați-vă la problemele cu care vă confruntați și vedeți dacă nu cumva ele izvorăsc din soluțiile bune, valide, da, pe care le-ați avut în trecut, într-o perioadă și așa. Și în legătură cu asta, vă mai zic una. Foarte importantă. Foarte, foarte importantă. O măsură a gândirii sănătoase. Cauza și efectul nu sunt corelate în timp și spațiu în apropiere. Nu sunt în relație apropiată în timp și spațiu. Când priviți orice fenomen, orice discuție, orice decizie și nu știu ce, s-ar putea să vorbesc acum cu Andreea despre o chestie. Ea să-și amintească că ne-am văzut noi odată la Cluj și a stat la o cafea și începe să zâmbească cum face acum. Da? N-are nicio legătură cu discuția asta, niciuna, dar nouă ni se pare că mie și mie inclusiv, ca și voi, toți cei care ne urmăriți, dar ni se pare că s-a întâmplat ceva acolo. Da? Adică avem noi o relație, nu știu de care, nu știu. Efectiv, cauza și efectul nu sunt corelate, nu sunt apropiate în timp și spațiu în sistemele complexe. Niciodată. Așadar, vă invit, dragii mei, nu mai vânați vrăjitoare. Da? Nu mai vânați cauzalități scurte, temporale. A dat domnul judecător sau doamna procuror, a dat un comunicat de nu știu de care pe noi ne-a ars pe nu știu pe unde și am reacționat, care începe un dans care ratează complet multicauzalitatea. Complet. Și am văzut oameni în mare suferință, personală chiar, care încearcă să-și comprime
în, dacă vreți, din motive economice, de timp și de spațiu mental, o multicauzalitate într-o cauzalitate de asta directă. Și iese ceva, deci, incredibil. Avem un sistem de management al habar n-am, al proiectelor, nu știu ce, făcut acum 10 ani, pe care trebuie să-l schimbăm. Și ne întrebăm, de ce, domnule, să am un caz concret. Da? De ce să schimbăm? Zice, păi a venit unul nou. Vreau să-l implementăm pe ăla. Păi, cum? Cât ți-a luat ultima implementare de sistem de proiecte și așa? Zice, ne-a luat vreo 2 ani de zile. Da? O organizație foarte mare. Și pe partea de IT și pe partea, mă rog, în spate, în logistic, mă rog, vreo 2 ani. Zic, păi și acum tot zice, nu, că acum am promisiunea că o să se întâmple într-un an de zile. Și continuăm cu întrebările, domnule, dar asta merge, asta vechi? Zice, da, domnule, merge foarte bine. Păi și de ce? Păi nu mai îmi place, domnule. Da, ai dreptate, că și la noi poate că se adună niște probleme nerezolvate și la un moment dat una face să izbucnească conflictul, dar în realitate conflictul nu se datorează, vorba ta, ultimei probleme, ci unei acumulări de probleme în timp. Că dacă era doar acea problemă, nu se crea sau nu avea aceeași dimensiune. Avem acum chiar o discuție colegială despre interpretarea unui text de lege și probabil că dacă nu erau alte lucruri în spate, în timp, nu reușeam să ajungem, în ghilimele reușeam să ajungem acolo. Apropo de ghidul de bune practici, tot ce zic acum se poate întoarce pe pozitiv, nu e neapărat negativ. S-ar putea să fi mișcat ceva care s-ar putea să se vadă în câțiva ani. Eu sunt de acord. Eu cred că orice conflict vine ca să ne învețe ceva. Și eu cred, e foarte bine, ne arată ceva, pune lupa pe ceva care e nerezolvat. Sunt de acord. Eu chiar personal vorbind, acum aproape se recunoaște dacă se uită, nu știu dacă se uită, i-am mulțumit unei colege care mi-a ridicat cele mai multe probleme de comunicare în ultimii ani și a zis, dacă nu făcea lucrul ăsta, eu nu mă dezvoltam în anii ăștia atât de mult. Deci chiar așa este. Pentru un conflict uneori e nevoie să fim recunoscători pentru că pune lupa pe ceva ce nu știam că există de rezolvat. Da, mai aș avea una și cu asta închid a doua cameră. Aia cu ieșirea rapidă de obicei aduce înapoi, adică ne aduce înapoi. Deci e un principiu tot sistemic care spune asta la modul absolut direct. Da? Avem o soluție familiară pe care ne-am obișnuit să o aplicăm la orice. Da? Și din când în când ni se pare că soluția pe care noi suntem foarte buni să o aplicăm se potrivește cu situația. Și venim cu o mare larghețe să spunem, da, domnule, stați așa, că mă pricep eu. Dădeți-vă la o parte. Să acționăm. Și acționez așa cum știu eu să o fac și așa. Ce se întâmplă este că uneori generez probleme mai mari decât înainte. Dacă generez probleme, iau iară soluția mea și o împing și mai tare. Vedeți combinația în această cameră, combinația de principii, da? Care nu sunt sănătoase deloc. Și aici dă o imagine foarte frumoasă pe care o știm cu toți. Dom'le, sigur avem nevoie de un ciocan mai mare. Adică de mai multă influență, de o voce mai puternică, de un argument mai puternic, de o referință mai tare. Întotdeauna când aud asta că noi dialogăm și eu vin cu o referință mai puternică, mă gândesc la ciocanul ăsta mai mare. Da. Nu e suficient ce ciocanul avem, că nu ne înțelegem foarte bine. Trebuie să aduc eu ciocanul de la Strasbourg sau nu știu după unde. Da? Că vorba aia, trebuie să câștig meciul ăsta. Când de fapt, problema este în felul următor. Eu sunt obișnuit să funcționez după un tip de soluție, să propun un anumit tip de soluție care necesită foarte multe motoare de împingere, adică un ciocan mai mare. Pentru că e doar obișnuința mea. Nu este de fapt o soluție validă. Da, dacă ne gândim fiecare la exemple concrete, o să ne dăm seama că ai avut perfectă dreptate, așa. Adică ceea ce mie nu-mi place, chiar vorbeam zilele astea despre cuvinte ca evident și foarte clar. Adică pentru mine e foarte, ce înseamnă foarte clar? Că pentru mine ce este foarte clar, pentru tine poate fi complet confus sau tu poți să vezi complet altfel. Asta nu înseamnă că eu am dreptate sau tu ai dreptate. Și atunci eu dacă împing clarul ăsta și deci
eu nu suport cuvintele astea că spun, dar e evident. Adică cum nu vezi? Dar e evident, e foarte clar. Dar cum ai putut să ajungi la altă concluzie când e foarte clar că asta e singura concluzie posibilă? Cu scuzele de rigoare aici, eu am o tehnică pe care vă recomand să faceți pe proștii. Merge întotdeauna, da? Adică, să zic, adică ce vrei să spui? Nu înțeleg absolut, adică chiar eu chiar nu înțeleg, adică gradul de care zici de neclaritate e atât de mare încât nu pot să mă creditez cu faptul că am înțeles ceva. Și o să te rog să îmi repeți exact ce ai spus în cei mai simpli termeni posibil. Zim de ce a făcut Ionel și cu Georgel. Dar simplu. Așa. E, în momentul în care ajungem la genul ăsta de simplitate, deja claritatea e asigurată. Dar aș vrea să închei aici în ultimele minute, să intrăm în a treia cameră, care e mansarda de fapt și care e, cred că, cea mai problematică. Și sper să o primiți ca un semn de sănătate, nu ca altceva, nu ca o, pe o critică, că nu-mi doresc asta. Ce vorbeam de la începutul acestei excursii intelectuale pe care am făcut-o să propunem tema asta, mie mi se pare că utilizăm foarte mult principiul, aducem în discuție principiul, orice tip de principiu, care antagonizează această aducere în discuție. Adică efectul este antagonizant, depolarizant. Supraprincipializăm așa, imediat aud principiu. Și nu mă refer la profesiile juridice acum, mă refer în general la televizor, în viața de zi cu zi. Dom'le, dar principiu... Nu, dom'le, nu e corect. Nu e corect, dom'le, nu e corect. Ce-i corect? Adică, ce văd? Și asta am primit confirmarea acestei observații de la cineva foarte înțelept, tot așa, un fel de mentor de-al meu, care a zis, dom'le, generația voastră așa o scoate principiu în față, direct. Și dacă vrei să faci succes, să ai succes în România sau în așa, scrie o carte, domnule, despre principiile succesului, domnule. Da, adică principiul e ceva care antagonizează, ori a avut Stănescu dreptate să scrie cartea cu principiul ăsta, ori e un gunoi cartea aia, este ceva absolut de necitit. Cam asta e antagonismul pe care mi-l imaginez, amuzat ca urmarea unei producții de-astea. Să fiți liniștiți, nu o să fac asta. Da. Văd asta în disputele politice. Văd asta în disputele juridice, apropo de grupurile, Andreea, în care sunteți și așa, în sistem. Văd asta în sistemul economic, fair play. Fair play, doamne. Cine a zis? Adică, unde e arbitru cu fair play? Adică, cine? De unde am inventat asta cu fair play-ul în lumea economică? În același timp zicem că peștii mari înghit pe aia mici și vrem și fair play. Nu, pentru mine nu pușcă, cum se zice, dar nu se leagă cu nimic. Da? Echitate, deci trebuie să fim într-o poziție egală, neapărat. Dacă noi, dacă suntem prieteni, suntem egali. Cu tine, cu Nicu, cu noi, adică noi suntem egali, domne, suntem cum, adică și vrem respect. Adică cum, dacă suntem egali, să-ți mai dau respect? Pe la cum? La inegalitățile dintre noi, ca să-ți dau respect, nu? Cum mă completezi, cum? Da? La fel într-o echipă, da? În același lucru, da? Și asta, principiu, scoatem principiul în față și asta închide cumva a treia cameră. Bineînțeles, reflexul sănătos este să nu, să ne continuăm să negociem, să discutăm despre... Vorbeam cu cineva, un mare strateg, geostrateg în lumea asta, când Rusia a ocupat Crimea, mă rog, eram toți foarte speriați, dacă mai țineți minte, și el spunea, domne, zice, asta este o consecință absolut normală și directă a faptului că am oprit să vorbim cu ei. Ne-am oprit, am blocat orice formă de comunicare. Comunicarea trebuie să continue, negocierile trebuie să continue până în ultimul ceas. Noi am făcut o greșeală. Noi, în sensul blocul nostru, NATO, UE, mă rog, am făcut o greșeală. Și greșeala ne-a fost servită în față. Da, o mare responsabilitate să spui așa ceva, totuși. Da, să-ți asumi asta. Am făcut o greșeală. Și țin minte, asta e unul dintre momentele în care mi-am dat seama că se poate judeca și așa. Da? Revin. Principialitatea. Dacă vreți un îndemn așa, lăsați, domne, cu principiul. Lăsați-o cu principiul. Da? Principiile logice le avem, sunt cunoscute, le știm din liceu. Asta, restul
Da? Dacă vreți să folosiți un principiu și dacă vreți, asta e îndemnul meu, principiul folosiți principiul cristic sau ceva echivalent. Tot ce s-a dezlegat așa se leagă în iubire, în aprecierea de unul de celălalt, în înfrățire și așa mai departe. Da? Valori spirituale extrem de înalte. Dacă vreți să folosiți un principiu, folosiți-l pe ăsta. Asta e provocarea mea de final. Da, ce interesant. Știi că niciodată, noi și știi, cred că foarte des recurgem la principii, pentru că și ca profesor îți mărturisesc și cu siguranță Nicu va confirma că îți construiești tot cursul pe niște principii, eu le spun codul, de eu predau procedura civilă și îți spun în cod, dar codul reglementează principiile procesului civil și le spun că este ca un schelet pe care se construiesc normele care sunt mușchii și tot dau exemplul ăsta și că principiile sunt extrem de importante și ai dreptate că în momentul, nu mi-aș fi pus problema că în momentul în care aduci principiile în comunicare, de fapt, ele sunt o barieră, pentru că spune, astea-s principiile mele, de la ele eu nu mă pot abate. Și atunci, acolo ai blocat comunicarea. Pentru că dacă celălalt are alte principii sau dacă vede același principiu dintr-un unghi diferit, în acel moment ți-ai asigurat ireconciliabilitatea, de fapt. Problema asta, dar așa ai dreptate, de foarte multe ori, acum îmi dau seama, poate și în Consiliu n-am ajuns la consens pentru că ne-am pus principiile în față și în momentul acela, de fapt, inconștient l-am respins pe celălalt. Da, nu mai e loc pentru celălalt. Poate spui tu, apropo de apropiere, acceptare, iubire, compasiune, prețuire, recunoaștere. Da, este un principiu, ăsta e un principiu care acoperă toate celelalte principii cumva. Și eu m-am simțit un pic vizat ca filosof de ideea aceasta a respingerii supra-principiismului, dar numai un pic vizat, fiindcă în practică nu mai aplicăm nici măcar noi filosofii. A fost o perioadă, să zicem, mai de demult, cu secole în urmă, care se scriau cărți de tip acesta cu principiile cunoașterii, principiile a ceva. Suntem acum mult mai atenți la fenomenul propriu-zis, la ceea ce se dă, la lucrurile care sunt în fața noastră. Ne propunem cel puțin ca filosofi. Mi-a plăcut tare mult felul în care ați abordat această problematică și cred că undeva ceea ce trece prin cele trei camere este cumva un principiu, să zicem așa, a fost o glumă, al non-ierarhizării, cumva, dacă tot e să găsim un principiu, al unor sisteme complexe și noi începem să ne apropiem de tema aceasta a dinamicii sistemelor complexe, a unor perspective care nu mai consideră gândirea ca fiind separată de corp sau cumva în afara unui context. Se pune totuși o problemă. Undeva văd o problemă, fiindcă la nivelul administrativ, dacă vreți, la nivelul administrației, dar și la nivelul organizațiilor, ele sunt construite ierarhic. Sistemul de justiție este, cum să spun, exemplu cel mai clar, este cumva construit pornind de la un principiu. Totul este derivat de acolo. Organizațiile merg pe o linie între aceasta ierarhizată cu un șef, nu, și pe urmă o cascadă de ordine. Cum s-ar putea face trecerea de la formele acestea de ierarhii, care sunt omniprezente și rezistente, nu schimbă o ierarhie foarte ușor, la o organizare de tip non-ierarhic. Aici ar fi o problemă. Poate aveți niște sugestii în direcția aceasta.
Poate ați reușit, poate ne dați un exemplu de organizații care au putut opera acest switch. E pe undeva un fel de revoluție, dacă stăm să ne gândim. Să treci de la sisteme puternic ierarhizat, centralizate. Aici este o mare problemă, acum ca paranteză, pe sistemul nostru de justiție. Una dintre marile lui probleme, ca și cel de educație, este centralizarea și faptul că e încă văzut ca o cascadă de sau ca o supraordonare de niveluri. Da, cum putea face această trecere, din practică, această... E o întrebare extraordinară, da. Din practică se poate, da, am răspunsul, da, se poate. No, mă bucur, de când îl aștept. Se poate. Ierarhiile și organizațiile de tip non-ierarhic, ele coexistă, chiar să servesc unele pe altele, sunt integrații foarte frumoase. Ce încerc să vând, așa e că nu trebuie dărâmat o ierarhie sau o centralizare ca să o înlocuim. Nu e ca o casă veche pe care o dărâmi. Cărămizile pentru a construi casa nouă. Ele coexistă. În lumea naturală există sisteme dur ierarhice care coexistă în același spațiu și timp cu sisteme complet non-ierarhice. Da, pot face, adică tehnologia asta a influenței și a dezvoltării și așa, e o tehnologie pentru că sunt ajuns la ecuații matematice, mă rog. Așa? Poate, da, sigur că se poate. Eu un exemplu concret, știi, cu ne confruntăm zilele astea, că suntem... Acum să dăm un exemplu, pentru că exemplele astea sunt extrem de greu de definit. Adică sunt pe mai multe criterii care se corelează cumva. Și risc să adică dacă le comprimăm foarte mult, risc să zic, da, domnule, ăsta știe alte, adică nu se pune. La noi nu merge asta. Nu o să merge. Da, uite, deci apropo de ierarhii, dar cred că avem și nevoia asta uneori de ghidare și poate că e exagerată. Știi că bine zice Nicu că în sistemul nostru suntem obișnuiți cu ierarhia și nu doar în parchete care funcționează ierarhic conform Constituției, ci și în instanțe. Pentru că uite, la momentul actual, de exemplu, avem o problemă, că de-aia spuneam de un exemplu concret. Poate că nu-i cel mai bun, Mihai, dar... Ca să înțeleagă și colegii și Nicu Ceruse cumva, suntem într-o perioadă foarte dificilă din perspectiva acestei boli cu care ne confruntăm și fiecare instanță are niște situații. Unele instanțe au mai mulți colegi bolnavi, alții mai puțin, altele mai puțin și altele deloc. Și din perspectiva asta, fiecare își face propriile mișcări sau și are propriile acțiuni, propriile soluții ca să rezolve problema. Dar să știi că toată lumea ne cere și instanțele și barourile să se pronunțe CSM-ul, să dea CSM-ul niște recomandări ce să facă instanțele într-o astfel de situație. Și noi chiar avem această discuție și nu vreau cumva că nu e rezolvată. Dacă avem noi această atribuție în acest moment, să dăm noi recomandări fiecare instanțe, faceți asta, 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 mai cu seamă, în condițiile în care situația specifică a fiecare instanțe poate să fie diferit de a celorlalte. Dar există această nevoie de ghidare, să spună cineva și să aplicăm niște reguli unitare. Că e nevoie, poate din nevoia de previzibilitate, poate din nevoia de siguranță, habar n-am. Dar iată, poate că și asta e o credință, știi? Eu sunt stresat cu timpul, că am impresia că nu știu cât mai avem și așa. V-aș da o soluție, e foarte simplă soluția. Dacă raportarea, inclusiv raportarea pentru diriguire și pentru direcție, vine către CSM din partea organizațiilor de tip barou sau tribunal sau așa, primul lucru la care m-aș întreba, orice soluție pe care aș da-o, orice direcție, orice tip de sfat, hai să zic așa, de orientare, aș da-o să văd ce roți are, până unde poate să meargă. Îi pun roți sau nu îi pun roți? Și pun roți mă refer metaforic la un anumit tip de, creat un circuit de feedback care se numește
de feedback pozitiv care se numește cerc virtuos. Da? Aș încerca să construiesc un cerc virtuos. Cum să faci asta? Foarte simplu în cazul ăsta. Dacă situația este prea ierarhică, situația, nu vorbesc de organizații și de sistem, dacă situația presupune o ierarhie, creați un mecanism compensatoriu non-ierarhic. Adică un consiliu de consultare, un ceva lateral complet, în care să înceapă să circule informația între cei vizați. Și asta puteți să faceți. Uh-huh. Și asta e un prim pas. Nu e o soluție finală. Soluție finală a avut numai ăla. Sper, nu mai știu cum îl cheamă. Da, soluția finală. Nu există soluții finale. Există, dacă ne deschidem mintea și sufletul și gândim sănătos, există începuturi, capete de tabel, începuturi de soluții și vedem mai încolo. Hai să vedem. Uite, cum ați făcut codul de bune practici și așa, asta a generat niște discuții care altfel nu apăreau. Niciodată. Da? Asta e o oportunitate. E o deschidere. E... Da, e un pic mai sănătos. Un pic mai bine. Un pic sau uneori în salturi. Da? Mult mai bine. Și așa mai departe. Și apropo de gând, poate de gândire sănătoasă și organizațională, chiar dacă ești vârful ierarhiei, să nu-ți imaginezi că le știi cel mai bine pe toate și să consulți și să înțelegi că ai nevoie de consultare și de cât mai multe feedback-uri. Vorbeam cu un coleg din Germania zilele trecute, care face cam același lucru, tot un fel de consultanță, mentoring și coaching și așa. Și zice că îi sună telefonul, e roșu telefonul, sună foarte multă lume. Și zic că la noi e pădos. Și zice, da, știu că a lucrat și în Estul Europei. Și aici toată lumea crede că are soluția. Dar de fapt e unul dintre modelele pe care vi l-am spus în camera 2. E, repet, soluția pe care o știu e să dai toate bugetele și să dau niște oameni afară, eventual să salvez niște oameni, să nu-i dau afară. Și asta e soluția mea de manager, cumva. Dar nu știu alta. Mă rog, da, e interesant. Sper să ieșim cu bine, dar repet, în această situație, dacă o desenăm pe hârtie, în situația specifică de care am mai zis, aș crea un organism de consultare lateral, orizontală, cumva. Care începe să miște informația între locurile în care se întâmplă și e nevoie să se știe, să se facă transfer de practici, de decizii, de nu știu ce. Sub egida, bineînțeles, acestea, autorității supreme, adică și asta, da? Că nu suntem oameni, suntem autorități. Am început să facem asta, știi, că într-un final, după atâția ani de mandat, încep să înțelegi cum funcționează și mintea celorlalți și că nu ești mai deștept pentru că ești mai sus într-o ierarhie și că ai nevoie de expertiza tuturor până la urmă. Eu îți mulțumesc foarte mult. Mi-aș dori, poate, dacă ai o concluzie, cu ce rămânem? Păi, cred că semnul cel mai bun, repet ce am zis la început, semnul cel mai bun al unei gândiri sănătoase este să vă simțiți mintea care e scufundată complet în inimă. Adică ce simțiți, emoții și cu ce vă vine să faceți, cu gândul sau cu fapta, să fie un pic aliniată. Mie mi-e greu să trag o concluzie, mai obișnuiesc uneori și e greu să o fac în timp foarte scurt. În orice caz, cred că e foarte important, apropo de inconștientul nostru și de credințele noastre, să ne întrebăm în special în situațiile în care nu ne simțim bine sau suntem în conflict cu oare ce este în spatele acelei credințe, ce ne face să ne simțim prost, pentru că de regulă nu e în exterior, ci este undeva în interiorul nostru ceva, o credință, ceva, o etichetă, ceva, deci, ceva. Ce am încercat să spun în seara asta este ori eu un conflict ăsta cognitiv, o disonanță. Ori este o aplicare de soluție non-sistemică și suferim ca proștii pentru că suntem în mijlocul ei, ori suntem noi cauza și nu gândim sănătos. Adică supraprincipializăm, credem că suntem nu știu cine, că avem nu știu ce nevoi și așa mai departe. Da, și de fapt e foarte important să rămânem deschiși, să nu ne ridicăm foarte multe ziduri de apărare și să înțelegem că orice este în exterior nu este de fapt despre noi, neapărat, nu întotdeauna. Foarte rar. Exact, chiar foarte rar, da. Și chiar e posibil să fii
sănătos mental și să te simți bine foarte mult timp dacă aplici aceste principii până la urmă. Nicu, tu ce spui? Tu cu ce ai termina? Ce concluzie ai trage? Să-ți deschizi microfonul. Da, scuze. Da, o concluzie fără îndoială pozitivă. Ar mai fi fost multe lucruri de discutat și poate vom mai avea șansa să o facem pentru a dezvolta și a detalia această perspectivă, acest fel de a vedea lucrurile. Am rămas cumva oarecum blocat la problemele din sistemul de justiție și mi-a rămas gândul la o idee care mi-a venit la un moment dat și a fost acum reactualizată. Cum ar fi dacă am luat foarte în serios independența judecătorilor? Adică cum ar fi dacă am reconfigura întregul sistem pe orizontală, pe această bază non-ierarhică, fiindcă baza filosofico-juridică există deja, nu, această idee, dacă o ducem la capăt, ideea unei independențe totale, să spunem, maximale a judecătorilor, atunci întregul sistem s-ar reconfigura un pic. Nu zic că ar fi o soluție, dar în contextul actual sau pentru o anumită perioadă, cred că ar fi un sistem mult mai flexibil, mult mai adaptabil, mai rezilient, cum se folosește acum un termen, inclusiv în ce privește organizațiile, nu numai persoanele. Da, poate că ar trebui să reflectăm la ideea asta în prelungire a ce s-a spus până acum. Mihai a început cu o poveste și mie îmi vin două povești la final, apropo de primele două camere, știi? Prima cameră, credințele sau disonanțele cognitive, știi? Mă gândeam că un maestru își îndeamnă cei doi ucenici să, de fapt, le dă o sarcină și spune una: ai 3 zile să găsești un om bun și celălalt ai 3 zile să găsești un om rău. Și după 3 zile se întorc amândoi rupți de oboseală și primul spune: maestre, am umblat peste tot în împrejurimi, n-am dormit, n-am pus ochi peste ochi și nicăieri n-am găsit un om bun. Toți oamenii au fost răi. Și celălalt la fel spune: eu la fel am făcut, am umblat prin aceleași locuri și exact aceleași locuri și cu toate astea n-am găsit niciun om rău, am văzut numai oameni buni. De ce? Pentru că de fapt vedem în ceilalți ce suntem noi. Și asta trebuie să ne pună un semn de întrebare. Și a doua poveste, apropo de soluții, că nu putem să avem aceeași soluție la o problemă, sau poate că acea soluție da să îmbrace forme diferite. Și mi-amintesc iarăși tot așa de Buddha. La Buddha vin trei oameni diferiți și care îi pun de fapt aceeași întrebare. Și unul îi spune: Dumnezeu există? Și Buddha îi spune: nu există. Și ăsta pleacă absolut oripilat, siderat, trist. Al doilea întreabă: Dumnezeu există? Și Buddha îi spune: da, există. Și ăsta iarăși pleacă așa îngândurat. Al treilea spune, iar întreabă: Dumnezeu există? Și Buddha numai se uită la el cu înțelegere și omul pleacă radios și împăcat. Și evident că cei din jurul lui spun, poate că n-a fost Buddha, că, mă rog, în fine, un maestru. Dar, și învățăcei întreabă: dar cum e posibil, maestre, să dai
atât, răspunsuri atât de diferite la aceeași întrebare și spune, păi, da, fiecare avea alte nevoi, apropo de soluție și să împingi o soluție. Primul era un credincios, dar nu intrase în profunzimea credinței. Era din ăla care merge la biserică, mai crede în bine și rău. E, și ăluia, acela când m-a întrebat dacă Dumnezeu există, a spus că nu există. Pentru că acum va exersa credința adevărată, va intra în interiorul lui și îl va căuta acolo. Al doilea era un necredincios și acelui am răspuns, da, Dumnezeu există, Dumnezeu există. Și pentru că avea încredere în știința mea, acum se va duce, pentru că are acest dubiu și îl va căuta. Și al treilea găsise de fapt credința adevărată și nici n-a fost nevoie de cuvinte. Deci iată camera a doua, apropo de să nu încerc să am acea soluție și să o impun cu orice preț. Să fiu atent la nevoile celorlalți și să las pe fiecare să intre în inimă până la urmă și să o găsească acolo. Dacă mai vrei tu să ne spui ceva, Mihai? Am tot dat mingea de la unul la altul. Nu știu ce să vă mai spun. Cred că am spus, adică îndemnul de la sfârșit asta ar fi. Să vedeți cum folosiți principiul ăsta, de care spui și tu atât de frumos. Eu vă mulțumesc pentru această discuție, mulțumesc și celor care ne-au urmărit. Ne revedem în 15 decembrie, tot într-o seară de marți, de la ora 7:30. Vom avea un invitat psiholog, pe domnul Ion Duvac, care pe care îl cunosc pe o cale foarte interesantă de la niște cursuri de profiling, o să-l vedeți și voi. Și vom vorbi despre o temă oarecum legată de cea de astăzi, imunitatea psihică. Pentru că probabil avem nevoie nu doar de o imunitate fizică în această perioadă pe care o parcurgem, ci și e nevoie să ne imunizăm și psihic față de factorii externi și interni cu care ne confruntăm. Ne vedem așadar în 15 decembrie la aceeași oră. Vă mulțumesc și vă doresc o seară frumoasă. Seară bună.